Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Desigur, farsa aceasta e și mult mai bine decât sperasem eu vreodată. Permiteți-mi să vă explic. Marea blocadă americană. Totul a început într-o liniștită și plină de pace. Andy, s-a terminat școala, să mergem. Răbdare, Daniel, fiule. Domnule director de Rosa, ne vedem luni. Închide bine ușile, Clyde. Nu vrem să intre vreun zurbagiu în școala noastră. Un weekend plăcut, flăcăilor. E, da, așa să fie. Sperăm cu toții, nu? Din moment ce o să ne jucăm de a farsa. Hiu, pentru o secundă am crezut că te-ai înmuiat. Ghiși ce am în pantaloni. Aș prefera să nu. Bine zis. Danny, am aici cheile. De la școală? Dar cum? Folosim cea mai nouă tehnică de spionaj, prietene. Eu am reușit să mă infiltrez în centrul de comandă al domnului de Rosa. Eram pe punctul să fiu prins, dar am reușit să scap fără să fiu detectat. Wow, chiar așa? E, no, le-am găsit pe jos după a doua pauză. Haide, bunul meu prieten, pentru că avem multe treburi de făcut. Eu tot nu pricep de ce să întoarcem toate ușile cu spatele în față. E, în mod normal e nevoie de o cheie ca să intri în școală. Dar acum că toate ușile sunt de andoaselea, o să fie nevoie de o cheie ca să și ieși. Și asta înseamnă că... Oamenii intră, dar nu pot ieși afară. Școala e un laborator gigant, prietene. Acum tot ce ne trebuie sunt câțiva șoareci de laborator. Trebuie să mai fie ceva pe aici pe care să-l spargem. Da. Hei, capete pătrate! Voi credeți că sunteți duri? Dar de fapt sunteți niște ouă stricate. Așa e, exact ouă. Ouă stricate și mirositoare. Asta e! Cred că e vremea să sfântăm niște funduri de cocoman. După ei! Controlul misiunii. Am aterizat pe planeta nisip și... Ia uite și pe ăsta. Veniți aici, gogoman mici. Giretul de la pantofa. Du-te. E sigur că o să meargă? Ce-ar putea să nu meargă? E mult prea dulce. O să fie mult mai dulce odată ce o să descui ușa. Relaxează-te, o să fim complet în siguranță odată ce o să găsesc cheile. E în regulă, poate încă putem să ajungem la ele. Și acum suntem închiși cu doi psihopați. Ce-ar putea să nu meargă? Pune-te și fulgere! Hai, pinguinii! Treaba noastră de aici e terminată! Da, știi? E aproape vremea pentru Serena, vrăjitoarea preadolescentă. Ne vedem mai târziu, gogomanilor! Hei, e încuiată. Nu pot fără televizor. Ideea ta? Și acum la treabă, gogomanilor.
Psst, Andy! Andy! Ah, Britney, Cristina, vă rog, nu, 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 nu vă bateți pentru mine, vă rog. Trezește-te! Hă? Dar tu nu ești Cristina. Aoleu, iar tu nu ești Britney. Au adormit în timpul bătăii, da. Trebuie să fie o cale să ieșim de aici. Poate am putea... Imediat. Tu mai știi cumva combinația de la dulapul surorii mele? Nătărăilor, o să plătiți pentru asta! Știi, ai încă fart pe tine, știi? Da? Și ce o să faci cu asta? Afară de înțepeneală, de bătaie și de planul ăsta de rezervă, eu am un weekend grozav, prietene, Danny. Ei, pot să-ți spun sincer că e singurul dintre noi. Bine, haide că o să ieșim de aici cât mai repede. Unde sunt pampoanele? Terry, cum putem fi majorete fără pampoane? Îmi pare rău, Jen, o să merg. Hei, ușile sunt blocate. O să mergem prin față, haide. Nu așa încep cele mai multe filme de groază? Două majorete închise în școală, vânate de niște psihopați cu mască, care ar putea fi după următorul colț, cu vreun cuțit. Nu fi prostuță. Luați-o pe ea, eu sunt prea vedetă ca să mor. Grăbește-te, Dani. Cred că o aud pe sor mea, Dani. Desigur că o să încăpem amândoi pe acolo, Dani. Bună, Lori. Ești gata să redactăm albumul anului? Hei! Se pare că doar noi suntem comitetul de redactare a albumului. Nu te speria. Am calitățile organizatorice a 1000 de oameni. De ce nu pregătești tu proiectorul? Eu o să iau transparentele cu prezentările de la bicicletă. Martin! Suntem închiși! Nu pot să respir! Rămân fără aer! Încearcă să te calmezi, Martin! Pereții se închid peste mine! Din cauza presiunii aerului! Cred că s-ar putea să fiu un pic claustrofob. Nu o să pățim nimic, bine? Suntem în siguranță. Nu ai de ce să te temi. E vremea răzburării. Hei, ăsta nu e Andy? Tune-te și fulgere! Mi-am pus cureaua pentru o mai bună apucare, așa cum mi-a cerut. Da-te așa. Hei! Vrei să te bați cu mine? Lăsați-l în pace! E de ajuns de speriat și așa! Să te surpe! O să fim striviți! Vedeți? Notă personală. Când ești prins în conducta de aer condiționat, nu scoate șuruburile la întâmplare. Psihopăți mascați! Pe ei! No! Andy! Și netotul de frate meu? Andy, ce se petrece aici? E o poveste mai lungă. Deci, din cauza festei voastre prostești, suntem prinși cu toți aici pentru tot restul weekendului? Vrei să ai tu prima lovitură? Snopiți în bătaie cât vreți, dar după ce ieșim de aici, Terry și cu mine o să încercăm să găsim o cale de a ieși pe acoperiș. Voi doi căutați-o... Dar cine te-a pus pe tine, șef, aici? Eu cu siguranță n-o să primesc ordine de la tine, farsorule! Și ce te face să crezi că eu o să primesc ordine de la tine? Hei, eu nu primesc ordine de la nimeni! Da! Haide, Martin, noi o să ne găsim propria cale de ieșire. Da, mamă. Deci nimeni nu e șef? E anarhie? Asta e legea junglei, surioară. Deci care-i planul să ne scoți afară, Andy?
Toate ferestrele au fost înlocuite cu unele solide după scandaloasa mea farsă Cântărețul de operă. Vă amintiți, nu? Cât anume cântărești? Mai puțin decât tine. Acum stai locului că nu ajung. Bine, spune, care-i planul tău? De ce nu merge? Poate pentru că am cam întrerupt și liniile telefonice? Dar măcar ai un plan? Da! Hei, e cineva pe aici? Acum am! Hei! Jen, ești aici? Părinții tăi au spus că ești aici! Ține ușa! Ei, ce? Cum era să știu asta? Fără telefoane? Vrei să spui că n-avem nicio cale pentru ca să cerem ajutor? Bună, sunt Terry! Mama? Ți-am spus să nu mă suni pe mobil! Scuze, ce ziceam? Cum că ești că tot atât de deșteaptă ca o minge de volei? Bună, aș vrea una mare cu multă brânză livrată la școală. Pizza? Și 7, 8, 9 sucuri. Suni pentru pizza? Ce ai zice de poliție, părinți, un lăcătuș, oricine? Jumătate de oră sau mai puțin? Super! O să fim, Cum poți să te gândești la mâncare în momente ca astea? A, mi-e foame. B, relaxează-te. Când Maș apare ca să livreze pizza, o să putem ieși și o să avem și o masă caldă. Înțelegeți? Vă place de Andy? Mie nu. O sun pe mama. Nu merge. Oh, da, bateria e moartă. O să-l pun la încărcat... acasă. Acum pizza sună destul de bine, nu-i așa, surioară? Tipul ăsta mai vine sau nu? O să apară, ai răbdare puțin. Dacă nu e aici în 60 de secunde, vă agăs de pinguin, clar? Da. N-o să vină, știu că n-o să vină. Planurile lui Andy nu reușesc niciodată. Hei, cel puțin eu am avut un plan. N-ați rezistat nicio oră școala asta fără mine pe aici ca să fac lucruri istețe ca o comandă la pizza. Fără lucrurile tale istețe, în mod cert, noi nu am fi aici. Te-ai prins? Fereții râd la mine. Taci din gură, tocilarule, ce vrei să mă sperii? La ce vă uitați, fraților? Maș, cum ai intrat? Pe ușa din dos, așa cum fac mereu. Dar de ce vă uitați cu toți așa ciudat la mine? Am uitat pizza, e la mașină, o să mă duc să o aduc. Treaba nu iese cum am vrut eu, să stai în școală cu ciudații ăștia, dar asta e, trebuie să mergi unde te duc pumnii. Soarele apune și o să vă scot eu de aici imediat ce se lasă seara. Tot ce avem de făcut e să așteptăm ca cineva să vadă mesajul nostru. Wow, e un laser ca la concerte. Chestia asta chiar o să meargă? Dacă e de ajuns de bun pentru Batman, e de ajuns de bună și pentru mine. Mi-e atât de foame. O să murim de foame. O să fim forțați să recurgem la canibalism. Chestia asta, chiar dacă e rea și scârboasă, oricum o să o mănânc. Vedeți? Nu e așa rea maioneza. E ca un sandwich. Fără carne, brânză, pâine. E chiar dulce maioneza asta, pe bune. Mercare! Hei, surioară, nu ține doar pentru tine? Ce vă face să credeți că o să căpătați ceva? Noi am găsit-o, noi o mâncăm. Da? Crezi? Da. Deci dacă noi găsim ceva de mâncare, nu trebuie să împărțim, noi așa? Asta e legea junglei, tântălici. În cazul acesta, noi o să avem doar prăjituricile astea. Bine. Perfect! Andy! Dă-mi imediat prăjiturile alea! Împrăștiați-vă!
Rezistă! Andy! Andy! Na că i-am pierdut. Wow! Dar cine-o fi luat trofeul? Oh! Aici e moarte! Hei, puștule, revino-ți. Pune trofeul jos și uite, ia niște gumă. Are zahăr? Pentru că mama zice... Mă rog. Uite-te la asta. Ce mai fi și asta? Nu e de bine, știi doar. Arată extraterestre. Vai, tata, nu e aici. Ce mă fac acum? Acționează odată, fiule. Haide, fă-o-ne, totule. Suntem atacați! Repet, suntem atacați de extraterestri! Prezentați-vă la adăposturile anti-extraterestru imediat! Suntem atacați! Nu mă supăra că ne-am atacat! Hai, Cuțu, hai! Haide, lasă-le să ieșim! Haide, băiatul! Hai, fii cu minte! Hai, Cuțu! Hai, Cuțu, lache! Hai, băiatul! Nu-mi place de mare, dar eu Cuțu de pe aia, Cuțu! Hai, Spank, împinge cu lăbuțele! Cuțu! 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 Hai, Cuțu! Bravo, Cuțu! Spank, o să-ți cumpăr o friptură mare! Înseamnă că ești cățel de sfert! Dulce, glorioasă, liber! Bravo! Așa, suntem bine cu toți acum.
Suntem încuiați aici. Și ia ghiciți cine e de vină. Înapoi la normal. Cu siguranță sper că ne-am învățat lecția. Cu siguranță? E, data viitoare vom ști clar că... Cheile sunt la... A, desigur, domnule Rosa, nicio problemă. Le aveam chiar aici, pe undeva, prin buzunar. Eddie!